Au fost sparte birourile Consiliului Județean Galați. Polițiștii au fost alertați de paznicul clădirii și au găsit mai multe camere răvășite. Se pare că hoții căutau niște documente. Până în momentul de față nu avem informații concrete. Într-adevăr, de Crăciun acum unii, în loc să meargă cu colindul să se bucure de Crăciun, de sărbătorile de Crăciun, au venit cu colindul la Consiliul Județean, doar că nu au venit cu colindul care trebuie, au venit cu un colind din ăsta așa mai neortodox. Din ce înțeleg de la colegii mei, documente, știu, de valoare nu au dispărut de acolo. Cei de la criminalistică fac investigații în continuare, sperăm că a fost doar teribilismul unor indivizi. Nu excludem absolut nimic, deci nu putem exclude nici intenția acelor indivizi de a căuta niște documente, niște dosare.